Pentru seara aceasta am intitulat gândurile devoționale Credința autentică, pentru că aș vrea să încercăm să înțelegem în această seară, de fapt, în ce constă credința autentică sau credința mântuitoare sau credința completă, cum veți vedea că am să o mai numesc. Poate că vă amintiți că Domnul Hristos, aproape de fiecare dată când săvârșea o minune, rostea o anumită expresie, parcă într-un mod obositor, obsedant. Era aceasta, du-te, credința ta te-a vindecat sau te-a mântuit. Este interesant că el alegea să vorbească doar despre jumătate din adevăr. De ce spun aceasta? Pentru că o minune să se petreacă avea nevoie, pe de o parte, de credința individului, a persoanei, dar pe de altă parte avea nevoie de puterea lui Hristos. El niciodată nu a spus, du-te acasă, puterea mea și credința ta te-au vindecat, ci a spus de fiecare dată doar atât, du-te, credința ta te-a vindecat. De ce? Pentru că oamenii la acel moment nu se îndoiau de puterea lui, o cunoșteau foarte bine. De aceea veneau cu bolnavii, de aceea mamele aduceau copiii, pentru că îi cunoșteau puterea. Dar ceea ce oamenii încă nu înțelegeau la acel moment era rolul uriaș pe care îl avea într-o vindecare credința omului. Și de aceea îl vedem pe Domnul Hristos ca pe un profesor care timp de 3 ani de zile a vorbit despre acest subiect, credința, credința, credința. Dacă pentru a se petrece o minune e nevoie de cele două, de credință și puterea lui Dumnezeu, oameni buni, pentru a se petrece cea mai mare minune care înseamnă mântuirea noastră, pe care o dorim cu toții, cu atât mai mult este nevoie la aceasta de credința noastră. De aceea am numit acest subiect credința mântuitoare sau autentică. Am observat, oameni buni, că din ceea ce am înțeles din Scriptură, că ea, credința, poate fi privită, considerată ca fiind o scară, cel mai bine, o scară care, veți vedea, are cel puțin 3 trepte. Sunt creștini care s-au oprit la prima treaptă și este bine, dar ei nu pot spune că au credința completă sau autentică. Sunt unii care au urcat la a doua treaptă și de asemenea nici nu pot spune că au credința completă. Veți vedea doar cei care ajung pe ultima treaptă a credinței, care este a treia din punctul meu de vedere, aceștia ar putea spune că au credința autentică. Să le luăm pe rând. Prima treaptă a credinței autentice, așa cum eu am înțeles-o din Sfânta Scriptură, este credința ca și încredere, ca și convingere că mai sus de stele există Dumnezeu. Aceasta este prima treaptă a credinței, este fundamentul sau temelia credinței. Un om, dacă nu crede, dacă nu admite că mai sus de aștri există Dumnezeu, omul acela nu poate spune care are credința. Totul pleacă de aici, să știți. Și vreau să mai adaug faptul că trăim într-o perioadă în care dovezile existenței lui Dumnezeu sunt mai multe și mai puternice decât oricând până acum. Încât astăzi este mai greu parcă să crezi că nu există Dumnezeu decât că există. Vă gândiți-vă la circuitul apei în natură numai. Îl învățam la școală. Apa aceasta este veche de mii de ani. Coboară din cer sub formă de ploaie, de lapoviță, de nisoare, intră în pământ, iese de acolo evaporându-se din nou, apoi iar coboară pe mii de ani. Cine a inventat, oameni buni, acest circuit al apei în natură?
fără de care viața nu ar fi fost posibilă. Vă rog, gândiți-vă cum funcționează inima omului. Prin inimă, inima pompează în 24 de ore 2 tone jumate de sânge și o face pentru 80 de ani. Niciun motor nu lucrează astăzi 80 de ani fără reparații. Inima o face. După 80 de ani, cobori în patul de pulbere pentru că s-a oprit motorul. Cum funcționează ochiul, cum se nasc copii, din nimic aproape oameni buni. Vă rog, gândiți-vă cum funcționează mintea. Mintea nu este carne, mintea nu este os. Dumnezeu a pus acolo în jumătate de kilogram de creier milioane de neuroni legați între ei de milioane de conexiuni care transmit în fracțiuni de secundă semnale creierului și el conduce toată ființa. De exemplu, știți, sunt mașini moderne care au senzori de parcare pe bara din față și pe bara din spate și te ajută foarte mult. O să vă spun că organismul nostru este plin de senzori, să-i numesc așa. Avem un senzor de foame pus în stomac. Și după 4-5 ore de la masă, stomacul, acel senzor, trimite-o către creier un semnal, mi-e foame. Dacă n-am avea acel senzor în stomac, adventiștii ar muri de foame pentru că ei muncesc foarte mult sau de somn. Da. Da, ne aduce aminte. Avem un senzor de somn. După 8, 9, 10 ore, trimite la creier un semnal, mi-e somn. Dacă nu, am murit. Avem un senzor de durere. Când tăiem pâinea și ajungem la deget, ne văităm, ne doare. Altfel am tăiat cu tot cu degetul. E un senzor de plăcere. Așa a făcut Dumnezeu organismul nostru. Și în fracțiuni de secunde, de exemplu, când se întâmplă o paralizie, o pareză, se rupe o legătură între doi neuroni. Și vă dau un exemplu. Spune stomacul, senzorul din stomac, la creier, mi-e foame. Și mintea trimite un semnal la ochi. Unde este mâncarea? Oricum spune înapoi minții, e pe masă. Perus spune comandă la picioare, mergi lângă masă. Duce organismul lângă masă. Spune creierul mâinii, ridică-te și du mâncarea. La gură, nu la ureche. Înghite. Oameni buni, când se întâmplă o fisură între doi neuroni, spune mintea, mâini, ridică-te. Dar mâna s-ar putea mecanic ridica. Dar nervul respectiv nu mai poate și omul vrea, dar nu poate să mai ridice. Deci, cine a făcut toate acestea? Mintea omului. Vă rog, gândiți-vă câte animale există pe planeta aceasta. Balena albastră are 150 de tone, oameni buni. Cine a făcut-o? Câte flori există? Câți copaci, segoia? Au 40 de metri diametru. 100 de metri înălțime, au 5.000 de ani. Mai mult decât piramidele. Le găsim pe planeta noastră. Cimei, sunt doar câteva exemple. Ne-am putea gândi la gravitație, la univers. Dar astăzi sunt mai multe argumente să crezi că Dumnezeu există decât să crezi că nu există. Și mă opresc cu această treaptă a credinței care se numește convingerea că Dumnezeu există. Vă citesc acum primul text din Scriptură, oameni buni, în Iacov, capitolul 2, cu 19, de unde am înțeles clar că ea, credința, nu se limitează doar la admite că Dumnezeu există. Iată ce spune Iacov în 2, cu 19. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar spune Iacov ceva foarte interesant după aceea, dar și demonii cred și se înfioară. Vă pun o întrebare. Va fi diavolul mântuit? Și veți spune categoric nu. Și așa este. Dar de ce nu va fi mântuit?
Pentru că diavolul crede că Dumnezeu există. Și crede mai mult decât credem noi toți la un loc. Pentru că el l-a văzut pe Dumnezeu. El l-a atins pe Dumnezeu. El l-a auzit pe Dumnezeu. El i-a slujit lui și cu toate acestea nu va fi mântuit, oameni buni. De ce? Pentru că ea, credința mântuitoare, autentică, nu înseamnă doar să crezi că el există. Dacă ar fi însemnat doar atât, primul mântuit ar fi fost diavolul. De la acest text am înțeles că ea, credința autentică, înseamnă mult mai mult decât atât. De aceea pot să spun că a doua treaptă a credinței, care în mod normal urmează natural primei, după ce ai ajuns să admiți că Dumnezeu există, atunci urmează a doua treaptă, pe care eu o intitulez, o numesc credința ca și încredere în Cel care există. Dacă tu susții că Dumnezeu există, este numai normal atunci să te încrezi în El. Și vreau să vă mărturisesc că de la această treaptă încep problemele noastre. Și pentru a vedea o diferență uriașă care este între prima, convingerea că există, prima treaptă, și a doua, încrederea în El, am să vă împărtășesc cu o ilustrație, o povestire, poate că este mai degrabă, pe care știu de când eram copil. Cu siguranță ați auzit-o, însă se potrivește foarte bine acestui moment. Un acrobatician a anunțat că va trece de pe un bloc pe altul, pe o frânghie foarte întinsă, neasigurat. La data stabilită, locul stabilit, ora stabilită, vin foarte mulți curioși să vadă minunea. Când omul ridică primul picior și îl pune pe frânghie, întreabă la o stație de amplificare cine crede că pot trece dincolo, să ridice mâna. Și o pădure de mâini s-a ridicat. Urmează a doua întrebare, cine are încredere să urce în spatele meu să-l trec dincolo, să ridice mâna. N-a mai ridicat nimeni mâna. Am vrut să vă spun că lucrurile stau așa și în viața de credință. Și o să vă prezint un om care se înscrie în această categorie. Un om care credea că Dumnezeu există, dar care nu se încredea în El. Și cazul la care mă refer este nimeni altul decât cazul lui Avraam. Haideți să mergem în cartea prima din Sfânta Scriptură, Genesa la capitolul 12, cu 10 mai jos am să citesc. Iată ce spune aici. Aici însă o foamete în țară și Avram s-a pogorât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, căci era mare foamete în țară. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea, egiptenii vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Spune, rogu-te, că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Avram, care avea o soție de o rară frumusețe, ajungând printre străini, fără gardă de corp, fără drepturi, însoțit de o femeie de o așa frumusețe, își dă seama că are o mare problemă. Și într-o zi îi spune soției sale, draga mea, mă bucur foarte mult de frumusețea ta. Este rară, ca mărgăritarul. Dar trebuie să-ți spun că tocmai frumusețea ta mă înspăimântă. În țara aceasta, orice bărbat influent și cu putere, văzându-te, te-ar putea dori. Te rog, fă-mi un hatâr, iertați-mă. Spune că ești sora mea. Dacă îmi voi pierde soția, să nu-mi pierd măcar și viața.
Vă rog, întrebați-vă, oameni buni, dacă la acest moment din viața lui Avram credea că Dumnezeu există. Și cu siguranță veți răspunde da, pentru că sunt dovezi. Avram a plecat din familia lui la porunca lui Dumnezeu, ieși din casa ta, din rudenia ta. Deci Avram urcase pe prima treaptă, se încredea în Dumnezeu, nu credea că El există. Acum se naște a doua întrebare, dar se încredea Avram în Dumnezeu? Și dacă ne vom gândi cu atenție, vom vedea că nu vom putea spune că se încredea. Ellen White spune așa, vorbind despre Avram, dacă Avram s-ar fi încrezut în Dumnezeu, acesta nu i-ar fi spus niciodată adu-mi-l pe fiul tău ca jertfă. Niciodată. Dar marea problemă acestui om nu era la prima treaptă, ci la a doua. Era ca un examen pe care el îl pica în fiecare an. Capitolul încrederea în Dumnezeu. Vezi cu Agar, vezi aici. Era marea lui problemă. Era testul pe care nu-l trecea niciodată. Doar ca să vedem, oameni buni, că este posibil ca noi să credem că Dumnezeu există. Dar este foarte posibil să nu ne încredem în El. Aș vrea să vă împărtășesc o experiență pe care a trăit-o o biserică împreună. Am construit o biserică, nu-i voi spune numele acum, o biserică formată din 6-7 cupluri, familii în vârstă, trecute de vârsta pensionării. Toți erau în viață. Când i-am cunoscut, au ținut neapărat ca să-mi împărtășească experiența lor. În timpul comunismului, aceste familii, care nu se cunoșteau până atunci, au venit din diferite colțuri ale României într-o anumită zonă a țării noastre ca să caute de lucru. Acolo se găsea la acel moment. S-au întâlnit, s-au cunoscut la biserica respectivă toate aceste cupluri care mi-au povestit experiența lor. S-au angajat și la puțin timp aceste familii erau tinere la momentul respectiv, și-au dat seama că au probleme cu sabatul. Ce să facă? Fără a se vorbi între ele, aceste familii au hotărât să renunțe la sabat și au gândit că atunci când vor ieși la pensie, vor reveni în biserică. Ani au trecut. Au ieșit la pensie și toate aceste familii s-au întors în biserică. Toate. 7 sau 8 cupluri. Când mie mi-au povestit, îmi spuneau așa, frate George, care sunt constatările noastre acum? Ne dăm seama că prietenii noștri din bisericile de unde am plecat, care au ținut sabatul, astăzi, au și mai mulți bani decât noi care am călcat sabatul pentru bani. 2. Au și copii în biserică, în timp ce noi îi avem în lume, pentru că noi am plecat cu ei în lume, erau mici, și când ne-am întors în biserică, ei au rămas acolo. Și îmi spuneau cu lacrimi în ochi, marea noastră problemă a fost că noi nu ne-am încrezut în Dumnezeu. Cei care s-au încrezut în El au astăzi și mai mulți bani decât noi și dădeau exemple și au și toți copiii în biserică. Spun aceasta, frații mei, pentru a înțelege că simpla convingere că Dumnezeu există nu ne ajută foarte mult. Din 7 miliarde de oameni aproape cât există pe planeta noastră, 2 miliarde aproape se declară creștini. Deci aceștia au urcat pe prima treaptă. Ei cred că Dumnezeu există. Însă din această mulțime de oameni, o mică parte urcă pe a doua treaptă
și se încrede în El. Pentru că a doua treaptă înseamnă credința ca și încredere în Cel care există. Și a treia treaptă și ultima treaptă, care veți vedea este cel mai greu de atins, am numit-o eu credința ca și devotament față de Cel care există. Și acum să le repet. Prima treaptă a credinței, convingerea că El există, a doua, încrederea în Cel care există și a treia, devotamentul față de Cel care există. O să prezint un pasaj biblic care pe mine m-a impresionat, m-a șocat chiar. Știți de ce? Pentru că în acesta am găsit prezente cele trei trepte ale credinței autentice. Am fost șocat să descoper acest punct de vedere exact în Sfânta Scriptură și vreau să deschid în Sfânta Scriptură la cartea lui Daniel, la capitolul 3. În acest capitol, după cum cu siguranță știți, este vorba despre cei trei tineri, Shadrach, Meshach și Abednego, prietenii lui Daniel, care participă la un eveniment din Valea Dura. O să vă spun ceva ceea ce nu spune Biblia despre acest eveniment. Poporul respectiv credea că există credea în existența mai multor dumnezei, dar nu doar atât. Acest popor tot inventa dumnezei. Era o anumită comisie, comitet, consiliu care studia nevoile. De ce Dumnezeu mai avem nevoie? De ce al ploii, al războiului, al fertilității? Mă rog, și tot inventau dumnezei. Era un proces foarte bine pus la punct. După ce se stabilea nevoia, se discuta din ce să fie făcut, din lemn, din piatră, din aur, din bronz, cum să arate, ce dimensiuni să aibă, când să fie sărbătorit, ce autoritate și tot așa. După ce toate aceste amănunte erau stabilite, clarificate, procesul se încheia ducând acest Dumnezeu nou în această vale numită Valea Dura, într-un loc special amenajat, și acolo urma, dacă vreți, omologarea oficială. Acolo urma să aibă loc recunoașterea oficială. După acest moment, întregul popor, întreaga națiune știa că se mai poate ruga la încă un Dumnezeu. Oameni buni, aceasta se întâmplă în locul respectiv. Mii de oameni din imperiu au fost chemate să participe la evenimentul acesta. Să citim împreună versetul 6 din Daniel 3. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. Să reținem de aici două expresii foarte importante. Oricine nu se va arunca. E prima expresie. Adică nu contează cine ești. Nu contează cum te cheamă. Nu contează ce hram porți. Ești fiica împăratului, ești băiatul, ești soția împăratului. Nu contează cine ești. Doi. Vei fi aruncat chiar în clipa aceea, adică nu ai o a doua șansă. Nu vei avea drept la proces, nu vei avea drept la avocat. Adică în momentul în care nu te-ai plecat pe genunchi la un semnal dat de instrumente, în momentul următor ești aruncat în cuptor. Trebuie să știm că împăratul a spus toate cuvintele acestea și a amenajat acel cuptor știind că în popor se aflau evrei. Iar aceștia nu se închinau la chipuri cioplite, pictate sau turnate. Pentru aceștia a amenajat acel cuptor, nu pentru poporul lui, că nu acolo era problema. Cimei, Biblia spune că a fost dat semnalul. Mulțimea de oameni se grăbește să se plece pe genunchi pentru a nu fi cumva înțeleasă greșit, doar trei tineri rămân drepți ca brazii, rămân drepți ca stânca în picioare. Ușor de observat.
împăratul este pus în temă și iată ce spune al doilea verset important din acest pasaj, același capitol 13, versetul. Atunci Nebucarnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Să reținem de aici aceste expresii, mâniat și plin de urgie. Deci a zis mai întâi, oricine nu se va închina, va fi aruncat, atunci nu are a doua șansă. Și acum tabloul se întregește prin această expresie, este mâniat și plin de urgie. Venele de la gât îi plesnesc. Este roșu caracu. Pentru că trei tineri și-au permis să stea în poziție de drept, călcând porunca împăratului. Cine, vreau să observați ce urmează, este foarte interesant. Împăratul schimbă câteva lucruri și vreau să observați ce schimbă împăratul, ce este nepotrivit în modul în care împăratul îi abordează pe cei trei. Deși al șaselea text și al 13-lea prezintă acest tablou destul de sumbru, citesc de la versetul numărul 14. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis, în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei? Fac o paranteză. Adică, oare intenționat? Poate că nu intenționat, poate că n-ați auzit, poate că, da? 15. Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei și așa mai departe, să vă aruncați cu fața la pământ. Mi se pare ceva suspect la această abordare pe care o are împăratul? Sigur. Împăratul spune că nu vor avea a doua șansă. Și interesant, oameni buni, împăratul le dă, sau cel puțin așa se pare, le dă a doua șansă. De ce își calcă în fața a mii de oameni cuvântul? Spune că nu are nimeni a doua șansă și repete întreaga procesiune. De ce? Mai mult, împăratul, deși este mânios, când îi are în fața lor pe cei trei, el nu-și manifestă mânia și o ascunde foarte bine. Ba chiar este foarte generos, foarte amabil, în adins oare. Eu nu cred că voi ați făcut-o intenționat. Poate că n-ați auzit, poate că n-ați fost atenți. De ce este el generos? De ce le mai dă o a doua șansă? De ce își ascunde mânia? De ce își calcă acel cuvânt dat în fața a mii de oameni? Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte simple. De fapt, împăratul nu le dă lor a doua șansă. Și dați-mi voie să vă spun că își dă lui a doua șansă. Știți de ce? Pentru că dacă împăratul i-ar fi aruncat în foc, așa cum a promis, învinsul ar fi fost ei. Ar fi fost el, iertați-mă. Iar învingătorii ar fi fost ei. Pentru că din ziua respectivă, el ar fi avut în imperiu trei nesupuși. Peste un an puteau fi 6, peste 2 puteau fi 10, puteau fi 100, puteau fi 1000, puteau fi 10.000, iar împăratul se îngrozește de perspectiva aceasta. De aceea el face orice să-i vadă pe genunchi. Și dați-mi voie să vă spun, mai bun, că eu în această strategie pe care o folosește împăratul, am recunoscut o strategie a celui rău. Și fac aici o paranteză. Cu siguranță că ați călătorit foarte mult cu avionul, că locuiți în Franța, nu în România, da? Și poate că ați observat cum vă comportați atunci când urcați în avion. Primul lucru pe care îl facem când urcăm în avion și avionul decolează sunt rugăciunile. Și ne rugăm
Mai mult ca niciodată, Doamne, îți promit că, uite, fă să ajung cu bine. Și, da? Și e normal să ne rugăm. Când plecăm cu mașina, dar mai ales când plecăm cu avion, ne rugăm rugăciuni pe minut, așa, kilograme de rugăciuni. Iertați-mă cum mă exprim. Dar e normal să ne rugăm, dar rețineți un amănunt. Noi facem aceasta pentru că avem impresia că diavolul ne vrea în coșciug. Este o mare eroare, oameni buni. Diavolul nu ne vrea neapărat în coșciug. Nu, el ne vrea să-i slujim. Pentru că dacă ne face să-i stăm pe genunchi, să-i slujim, adică, el a pus mâna pe tot ce suntem noi, pe trupul nostru, pe mintea noastră, pe portofelul nostru, pe familia noastră, pe mașina, pe profesie, pe tot. Dragii mei, asta face aici diavolul. El face orice să-i vadă pe acești tineri, nu în coșciug, nu în cuptor. Ce câștiga el că îi vedea în cuptor? Nu câștiga nimic. Dar diavolul vrea să-i vadă pe genunchi. Vrea să-i vadă slujindu-i. Și asta face aici, de fapt, și împăratul. Dragii mei, merg puțin mai departe. Vreau să mai fac o paranteză spunându-vă că Biblia confirmă faptul că în locul respectiv nu se aflau doar trei iudei. Cu durere trebuie să conștientizăm faptul că în Valea Dura se aflau mii de iudei care de frica morții s-au plecat pe genunchi. Cu ceva timp în urmă m-am întrebat, dar cum a fost posibil? Cum a fost posibil ca un evreu care știe poruncile, care a avut experiențele lui cu Dumnezeu, poporul lui a avut atâtea experiențe cu Dumnezeu, acum se plece pe genunchi? Și vă împărtășesc cum cred eu că au gândit unii evrei. Astăzi este recunoscută o expresie care spune cam așa, inteligența evreiască. Ea se referă la faptul că această națiune, acest popor, are un grad de inteligență deasupra altor națiuni. Ca fapt divers, poporul evreu deține peste 75% din premiile Nobel. Ca o națiune să dețină atât așa procent e ceva fără egal. Și e normal, pentru că acest popor a avut timp de sute de ani Sfânta Scriptură și a studiat-o, l-a dezvoltat mintea. De aceea ei sunt deasupra multor popoare. Și eu cred, mai bun, că și în acel context din Valea Dura, inteligența evreiască și-a spus cuvântul. Cum văd eu aceasta? Probabil că evreii care au participat, care urmau să participe la acel eveniment, s-au întrebat foarte serios ce avem de făcut. Cum procedăm atunci când împăratul ne va soma să ne plecăm pe genunchi? Și mă gândesc foarte probabil ca ei care sunt inteligenți să-i spus, uite cum facem. Înainte ca împăratul să dea semnalul, eu iau o piatră de jos și înainte ca să dea semnalul, eu arunc piatra jos. Când împăratul poruncește să ne plecăm pe genunchi, eu mă plec, stau pe genunchi și îmi iau piatra și o ridic. Domnul știe că mi-am luat piatra. Împăratul crede ce-o vrea el. Dar eu nu-mi pun mintea cu nebun. Am familie de crescut. Domnul știe că eu nu cred în Dumnezeu ăsta făcut de piatră, din aur. Eu cred în Dumnezeu. Cred, mai bun, că foarte mulți evrei așa au rezolvat dilema în care se aflau. Însă doar trei dintre ei au spus nu se poate. Nu-i corect. Nu acceptăm compromisul. Și ceea ce urmează în acest pasaj este formidabil. Găsim aici și veți vedea imediat cele trei trepte ale credinței autentice
Aici vom găsi frumusețea acestei întâmplări și vreau ca să vă citesc aceste versete. Versetul numărul 16, 17 și 18. Shadrach, Meșach și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi n-avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Împăratul îi întrebase: în adins oare? Și îi spun: împărate, noi n-avem ce să-ți răspundem, tu știi răspunsul nostru, că în adins nu ne-am plecat pe genunchi. Și atât ce urmează: iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-am înălțat. Sunt două versete unde veți vedea acum că întâlnim cele trei trepte ale credinței mântuitoare. Prima, convingerea că există, a doua, încrederea în el și a treia, devotamentul față de. Iată, de exemplu, prima expresie: iată Dumnezeul nostru. Pun o întrebare: la care treaptă din cele trei face referire? La convingerea că Dumnezeu există, la încrederea în el sau la devotamentul față de el? Sigur, la prima treaptă, la convingerea că există, împărate, iată Dumnezeul nostru, și parcă îi văd ridicând mâna spre cer, arătând: acolo există, acolo e Dumnezeul nostru, nu ce ai făcut tu, împărate, nu te supăra, acesta nu e un Dumnezeu, e un chip de aur și atât. Iată Dumnezeul nostru. Daniel ține să ne arate că acești tineri urcaseră pe prima treaptă a credinței, convingerea că Dumnezeu există. A doua întrebare: expresia poate să ne scoată din cuptorul aprins. La care trepte din cele două care mai rămân face referire? La încrederea în Dumnezeu sau la devotamentul față de el? Sigur, la a doua, încredere. Împărate, Dumnezeu există. Doi, Dumnezeu ne poate scoate dintr-un cuptor de 7 ori mai încins. Noi ne încredem în el, că poate. Și urmează a treia întrebare: la care treaptă se referă expresia și chiar de nu ne va scoate? Sigur, la treia treaptă a credinței, la devotamentul față de Dumnezeu. Vă mărturisesc, oameni buni, că eu am rămas șocat să realizez că în această experiență a celor trei tineri găsim prezente cele trei trepte ale credinței autentice: convingerea că există, încrederea în Dumnezeu și devotamentul față de el. Acum, sigur, poate că veți spune: da, dar noi suntem devotați lui Dumnezeu și când se va da decretul duminical, noi vom plăti cu viața. Sigur, probabil că se va întâmpla, Dumnezeu să ne ajute, dar trebuie să spun că dacă în ziua aceea noi vom sta de partea lui Dumnezeu, ne putem da seama, privindu-ne pe noi astăzi, cât îi suntem de devotați în lucrurile mici. Dacă, de pildă, eu nu pot să-mi iert fratele, nu pot spune că îi sunt devotat lui Dumnezeu. N-am cum. Dacă eu mai știrbesc din sabat câteva minute înainte, câteva după minute, cum pot spune că voi ține sabatul atunci? Și am putea continua. Ideea este, oameni buni, că un om care este devotat în lucrurile mici va fi devotat și în lucrurile mari. Vreau să închei prin a vă împărtăși o întâmplare pe care probabil o știți și dumneavoastră.
În anul 1710 s-a născut un război ruso-turc. Nu ruso-ucrainean, ci ruso-turc, dar tot cu rușii. În acea perioadă, Constantin Brâncoveanu, domnitorul țării românești, era subordonat sultanului. Și pe lângă multele obligații pe care le avea față de acesta, de a plăti tribut din grâne, din aur, din argint, avea și obligația de a merge la război cu oastea lui ori de câte ori pleca sultanul. În anul amintit, Constantin Brâncoveanu, într-un mod foarte inteligent, foarte discret și elegant, evită să-și implice țara în război. Dar nu transmite aceasta sultanului. Abia pe câmpul de luptă, sultanul va constata lipsa lui Constantin Brâncoveanu și a oștii sale. Deși un an mai târziu se întoarce victorios de la luptă, sultanul este atât de supărat pe Constantin încât începe un proces, îl judecă și îl găsește vinovat de trădare după 3 sau 4 luni de analiză. Trimite o delegație în București care va ridica pe voievod, pe Ienache Văcărescu, îi era sfetnic, dar și ginere, și pe cei 4 băieți ai voievodului, Constantin, Radu, Ștefan și cred că Mihai. Cel mai mare copil avea 32 de ani, iar cel mai mic avea 12 ani. Urmează alte 3 sau 4 luni, din câte rețin, foarte grele pentru cei 6 bărbați. Sunt bătuți, sunt maltratați, înfometați, chinuiți. După care li se comunică sentința. Le spune sultanul, sunteți vinovați de trădare și, prin urmare, condamnați la moarte prin decapitare. Dar mai spune sultanul ceva ce spunea oricărei persoane era vinovată de trădare. Spune așa, dacă totuși ați vrea să scăpați de moarte, aveți o alternativă. Trebuie să vă faceți musulmani. Asta însemnând s-a acceptat să fiți acum botezați ca musulmani, să trăiți aici, la noi, nu la voi, în stil musulman, și atunci când veți muri de moarte bună, să fiți înmormântați ca musulmani. Este simplu. Șinca e cel care descrie martirajul voievodului. Spune că în ultima zi, cred, când mai era foarte puțin până la decapitare, cel mai mic băiat, pe nume Mihai, cred, a zis așa, tată, mi-e frică de moarte. Tată, mi-e frică de călău. Te rog, lasă-mă să mă fac musulman. Cel care avea 12 ani. Iar voievodul, îl citez acum așa din memorie pe Șincai, a zis, dragii tati, priviți la Hristos cu ce moarte de ocar a murit. Nu vă fie teamă de moarte. Fiți tari. Acceptați moartea. Primul decapitat sub privirile voievodului a fost sfetnicul lui Ienache Văcărescu. Apoi, tot sub privirile voievodului, a fost decapitat băiatul cel mare, al doilea băiat, al treilea băiat, inclusiv cel mic. După care el a avut parte de o moarte foarte, foarte grea, spun istoria. Asta și m-am gândit multă vreme la experiența lui Constantin Brâncoveanu, pentru că eu o perioadă lungă de timp l-am criticat în sinea mea. A făcut multe mănăstiri în care oamenii și închid viitorul împotriva poruncii lui Dumnezeu, dar astăzi, oameni buni, vreau să știți că nu-l mai jude pe Constantin Brâncoveanu, ba chiar sunt impresionat de verticalitatea lui.
de devotamentul pe care el l-a avut față de Dumnezeu în condițiile în care fiul lui spune: Tată, lasă-mă să mă fac musulman. Rog, gândiți-vă dacă copilul dumneavoastră de 12, 13, 14 ani, 10 ani va spune cu lacrimi în ochi, dacă fata ta ți-a spune asta, ce îi spune? Da, noi acum, pentru că nu suntem în papuci, lui am spune, da, am spune, tată, acceptă moartea. E simplu să spui când nu ești acolo. Cu câtă greutate a fi spus omul acesta cuvintele, acceptă moartea. Ce cred, oameni buni? Constantin Brâncoveanu nu a avut toată lumina. Nu. Dar a trăit toată lumina pe care a avut-o. Și vreau să repet. Constantin Brâncoveanu nu a avut toată lumina. Dar omul acesta a fost devotat lui Dumnezeu, trăind toată lumina aceea mică pe care el a avut-o. Cred, dragii mei, că ia credința completă, credința autentică, credința mântuitoare înseamnă, pe de-o parte, să crezi că Dumnezeu există, să te încrezi în El, să-i fii devotat lui Dumnezeu potrivit luminii pe care o avea. Cel de sus să ne ajute la această experiență grea pentru firea noastră omenească, dar posibil prin puterea lui Dumnezeu. Eu să ne ajute la aceasta. Amin.